Un cartier de vile, cu străzi ce poartă nume de capitale europene, crește ca voinicul din poveste pe dealul Tătăraș din Suceava. Surpriză însă, aici nu locuiește încă nimeni, pentru că în zonă nu a ajuns nici curentul electric și nici asfaltul. Cartierul se numește foarte cosmopolit, Europa, și culmea, străzile sale poartă nume ca Madrid, Londra, Paris, Roma, Berlin sau Viena. Astfel, sucevenii pot face un tur al Europei fără a scoate din buzunare niciun leu. Nimic nu aduce însă aminte de confortul vieții care poate fi întâlnit în aceste mari orașe europene. Deși în cartier au fost construite mai multe vile, unele extrem de luxoase, șansele ca utilitățile și drumurile să fie finalizate în acest an și chiar în prima jumătate a anului viitor sunt cel mult simbolice. Anul trecut noi am adus acolo apa și canalizarea în zonă pe proiectul Postul de Mediu. În acest an se va aduce acolo energie electrică și cu siguranță vom creiona căile de acces, drumurile, posibil să fie amenajate încă din acest an. Realitatea este însă că mai avem doar o lună din acest an, iar lucrările la rețelele de apă și de canalizare nici măcar nu au început, ceea ce amână și asfaltarea străzilor din cartier. La fel de prost stau lucrurile și în ce privește alimentarea cu energie electrică, unde municipalitatea a avut mai multe probleme cu firma care se ocupă de această lucrare și unde se înregistrează întârzieri foarte serioase. Sigur, este un cartier important. Noi am estimat că vom avansa mai repede cu acest cartier. Noi am mizat pe faptul că vom încasa banii din dealul mănăstirii și vom folosi în cartierul Europa. Nu s-a întâmplat acest lucru, venim cu alte surse de finanțare. Așa că, deocamdată, din multele proiecte prevăzute pentru acest cartier, primăria se poate lăuda cel mult cu faptul că poate să traseze drumurile.